Bun găsit, sunt Crina Ene și vă ofer informațiile meteo din sud-estul României. În zona Muntenii se anunță o seară frumoasă. Vântul va sufla moderat, dar temperaturile sunt destul de scăzute față de săptămâna trecută. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 8 grade Celsius, iar temperaturile maxime sunt cuprinse între 19 și 21 de grade. Vremea continuă să fie rece în cele mai multe regiuni ale țării. Cerul se va menține variabil cu unele norări pe tot parcursul zilei. Vă invit să vedem cum este vremea în județul Călăraș. În această noapte, temperatura minimă va fi de aproximativ 8 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Mâine, temperaturile scad, se vor înregistra 19 grade Celsius, iar cerul va fi parțial înorat. În zona Muntenii, situația stă în felul următor. Mâine, în capitală nu sunt șanse de precipitații, iar cerul va fi variabil și temperatura maximă va fi de 19 grade. În municipiul Slobozia, cerul va fi în mare parte înorat, iar maxima zilei va atinge 19 grade Celsius. În Giurgiu, temperaturile sunt mai crescute, termometrele ne vor indica 21 de grade și cerul va fi în mare parte însorit. În Constanța, temperaturile sunt puțin mai scăzute decât în restul orașelor, temperatura maximă înregistrată este de 17 grade Celsius, iar cerul va fi însorit. În Tulcea, cerul va fi parțial înorat și termometrele ne vor indica 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo din sud-estul României. Ne revedem mâine să aveți parte de o vreme cât mai frumoasă!